Bună seara, stimați spectatori. Cum era poezia aia? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. De mult n-am mai stat de vorbă, domnule director. Domnule, felicitări pentru noul mandat de director. Mulțumesc. Bună seara, în primul rând. Ai, lasă, bună seara. Felicitări pentru nou. Nu, da. Nu este un nou mandat, este o prelungire. O prelungire. Chirească, de altfel. A vechiului mandat. Bine, n-am avut emoții prea mari gândindu-mă că o să vă schimbe cineva, pentru că la modul cel mai cinstit și cel mai serios, o spun, ați făcut atâta pentru liceul ăsta, încât nu cred că cineva ar fi avut curajul să vă schimbe. Sincer, o spun, am spus-o și în alte locuri, spun și în fața unui județ și unui lumi întregi, pentru că asta e realitatea. Nu e vorba de curajul de a... anumite decizii care puteau veni ori dintr-o parte, ori dintr-alta, deci nu... Știți de ce spun curaj? Pentru că dacă se întâmpla lucrul ăsta, ar fi mulți dintre colegii noștri ar fi făcut un scandal monstru și cred că nimeni nu avea chef deci, de așa ceva. Deci eu cred că n-am început chiar bine emisiunea asta. Eu cred că am început-o foarte bine. N-am decât 3 ore aici la liceu, așa că nu poate nimeni să spună că o fac ca să vă... O spun cu tot simțul de răspundere și chiar e o atmosferă frumoasă în liceu Unirea, dar pe lângă atmosfera care este între noi, colegii care lucrăm aici, este vorba despre ceea ce s-a făcut în ultimul timp cu clădirea ca atare. Văd că arată super, din ce în ce mai bine. Și o să arate și mai bine, pentru că dacă e să parafrazăm, o să spunem că nu știu dacă suntem iarăși ce am fost, sau mai mult decât atât. Da, dar da. Asta încercăm, să fim iarăși ce am fost, cel puțin la nivelul clădirii. Și chiar cu funcționalitatea mai adusă în timpurile moderne. E foarte frumos lucrată, foarte frumos gândită această recondiționare. Am avut niște emisiuni cu domnul Bacinski și am vorbit despre clădirea Liceului Unirea, care ne face cinste, ce să mai vorbim. Adevărat, clădirea în sine, ca atare, ne face cinste. Este una dintre clădirile reprezentative ale României, ale Focșanului și chiar și ale României. Ale României, bineînțeles. Și noi suntem acum avem avantajul de a fi contemporan cu această transformare a ei în bine și în același timp avem responsabilitatea de a avea grijă la amănunte. Asta putem face noi, pentru că suma amănuntelor este cea care dă impresia finală. În mod categoric, însă, noi am mai spus, asta am mai filmat și le-am arătat telespectatorilor, îmi place echipa care a lucrat aici, cu câtă meticulozitate erau afară și lucrau astă vară oamenii, coloanele și celelalte, bineînțeles că coordonează cel care e șeful acestei lucrări, dar excepțional, foarte, foarte frumos. Și cu atât mai mult cu cât am mai spus-o, deci o repet, nu există soluție generală, sunt soluții punctuale, adică diverse zone ale fațadei presupun soluții diferite și așa mai departe, pentru că trebuie să recunoaștem asupra clădirii, colegiului a existat foarte multe agresiuni de-a lungul celor peste 100 de ani de când a fost dat în folosință și agresiunile astea au lăsat urme, ba mortar pe cărămidă, ba cărămiți lipsă, ba soclu distrus, ba trepte distruse și așa mai departe, ba ușa astupate, ba geamuri astupate, deci fiecare perioadă și-a lăsat amprenta ei de cele mai multe ori nefastă, pentru că reabilitarea clădirii nu s-a făcut niciodată până acum. S-a făcut consolidare, dar reabilitarea efectivă nu s-a făcut. Dar am înțeles că arhitectul care coordonează această lucrare este un fost absolvent al Liceului Unirea, da? Nu un fost absolvent, ci chiar un absolvent al liceului. Un fost elev al liceului. Da, este unul dintre mulți elevi ai Colegiului Unirea care au îmbrățișat cariera de arhitect. Dar este în București? Sau da, el este în București. Are... Cum îl cheamă pe băiatul? Sava Mircea. Și câți ani are acest Sava Mircea? Păi acest Sava Mircea a terminat liceul în anul 1994. Deci e foarte tânăr. 35, nu știu. Și de ce nu l-ați adus să-l vedem și noi la față, să-l cunoască și telespectatorii? Așa el vine, frumos. El vine foarte des în Focșan pentru că urmărește pas cu pas lucrarea. Pentru că urmărește postul de televiziune Atlas și vine N-aș putea des. Să fiu chiar atât de politicos cu dumneavoastră. Așa?
Dacă doriți să faceți emisiune, o să stăm de vorbă și chiar o să îi propun chestia asta. O să-mi facă mare plăcere să-l prezint telespectatorilor. Uite, un fost elev de la Liceul Unirea care coordonează această lucrare excepțională și care îi obligă foarte mult. Dar cum, de la el s-a oferit sau dumneavoastră l-ați căutat? A fost o conjunctură în care cel care trebuia să se ocupe, firma care trebuia să se ocupe de studii de fezabilitate, n-a mai putut să facă și atunci, în supresiunea timpului, am fost nevoie să găsim o altă firmă și evident că gândul ne-a dus la foști elevi care au firme de arhitectură. Așa s-a ajuns acolo. Păi de altfel, dacă urmărim în timp, că ați vorbit despre 100 de ani care au trecut, iată, de când s-a construit clădirea asta, s-au perindat nume celebre pentru România aici, în acest liceu, au învățat oameni. Este cât se poate de adevărat și este și motivul pentru care avem o mare problemă în următorii 2 ani, noi ca instituție, și bănuiesc că nu este numai a noastră. Deci în anul 2016 vom aniversa 150 de ani de la înființare. Practic mai sunt 2014-2015, 2 ani. Iar această aniversare trebuie să ne prindă cu un inventar foarte serios al personalităților, al istoriei acestui liceu, trebuie să ne prindă, de fapt, cu o monografie a liceului pe care să o lansăm cu această ocazie și chestia asta este, presupune foarte multă muncă și ajutor de la cei care mai dețin documente, știu povești sau știu fapte reale din istoria liceului. Și s-a oferit până acum cineva să vă ajute? La nivel declarativ, da. Dar până nu... Vedeți negru pe alb? Până nu o să văd o echipă care să stea de dimineață până seara la arhive să studieze foile matricule, să studieze presa vremei. Da, este foarte greu. E foarte greu, cum să vă spun, dar parcă având în vedere că o astfel de monografie va intra cu siguranță și în istoria liceului, parcă merită făcut efortul. S-a oferit cineva de aici din liceu să facă sau din foștii? Deci cum să vă spun, s-au oferit persoane să facă anumite lucruri, dar până nu... La începutul anului vom lansa, efectiv vom forma echipe de lucru. Să vă ajute Dumnezeu, că ar fi păcat să nu se realizeze. Da. Cât mai este, domnule director, din lucrarea asta? Când se termină? Totuși că văd că orele se desfășoară în condiții absolut normale. Deci chiar am dacă... avut niște emoții, recunosc, pentru că partea de zugrăvit a colegiului, pentru așa ca... informație generică, au fost 1 hectar de pereți de zugrăvit. Vă dați seama? Asta când? În vacanța de vară. Dumnezeule, da. Numai gândindu-ne că acest hectar a fost în marea lui majoritate, adică 2/3 la înălțime mai mare de 2 metri, pentru că toate clădirile, toate sălile din liceu sunt foarte înalte, da. Și am fost... Bine, cei cu cont pe Facebook și cei și elevii și profesorii liceului știu că n-a crezut nimeni că putem începe școala chiar pe 16. Am primit o serie de sfaturi să începem în alt local, însă datorită faptului că muncitorii și-au făcut treaba și datorită faptului că am profitat de implicarea elevilor care au venit și au făcut muncă patriotică și ajutați și de o firmă de curățenie Contrapost, am reușit ca pe data de 16 să avem sălile de curs disponibile pentru suficiente pentru a începe școala. Mai sunt vreo 2 săli de clasă unde încă se mai lucrează. Mai sunt, după cum vedeți, de făcut finisaje, de pus baghete, dar ăstea sunt deja... Accesorii de acum. Sunt deja amănunt. Dar spuneți-mă, de unde ați avut bani să plătiți firma de... Vedeți, întrebare pe care trebuia să vă pun. Cine a plătit curățenia firmei? Din autofinanțare. Noi avem niște activități care ne mai aduc niște bani la bugetul școlii. E vorba de cursuri ECDL, de... cursuri de
atestat în, pentru limba franceză, DELF-ul și așa mai departe. Deci mai avem niște activități. Da, și nici, acum să vă spun sincer, nici n-am plătit întreaga sumă. Mai aveți încă? Mai avem o părticică de plătit firmei de curățenie, dar patronul firmei respective, fiind fost elevat liceului Unirea, de asemenea, nu a pus pe primul loc banii. Adică foarte frumos, foarte o să frumos. Ne mai aștepte până mai facem rost de bani. Dar ar putea face și chiar cadou, să vă facă cadou această curățenie. Pentru oricum că... ne-a făcut o bună parte, da? Deci nu discutăm. Da? Da. Nu discutăm. Important este că, într-adevăr, stimați telespectatorii, să țin în condiții foarte bune, clasa le arată foarte bine. Azi însă e cam frig aici. De ce? Pentru că aș putea spune prognoza. Deci este frig la mine în birou. Pentru că în acest moment în clasă este acceptabil și știți bine lucrul acesta. Nu am dat drumul încă la căldură, mai durează o săptămână. Deci, se pare că frigul a devansat un pic lucrările. Nu. Anotimp. Anotimpul. Da. În orice caz vreau să accentuez, să subliniez faptul că ați avut o echipă excepțională care a lucrat aici. Niște oameni cu un bun simț și cu o seriozitate. Vedeți, noi ne mirăm de niște lucruri firești. Absolut. Din păcate. Pentru că știm cu toții câte probleme creează o echipă de meseriași în momentul... Ei, de data asta am fost... Și am venit destul de des pe aici, în vizită. Da. Oameni foarte serioși, oameni foarte... Și dumneavoastră, ce e drept, ați stat de dimineață până noapte în școală. Am văzut toată vara, erați aici. Asta e altă poveste. Dar asta e. Nu aș fi putut influența în niciun fel. Categoric, dacă nu erau niște oameni serioși. Ia spuneți-mi, vă rog, stimate, domnule director, cum ați terminat? Noi nu ne-am mai văzut, n-am mai făcut o emisiune de foarte multă vreme. Cum au terminat copiii noștri clasa 8-a, deci înscrierile pentru clasa 9-a, deci tocmai de acolo o luăm și vreau să vorbim și despre bacaloreat un pic. Spuneți-mi cu ce efectiv ați început școala, clasele a 9-a. Deci, ca de obicei, nu există probleme la completarea claselor la 9-a la Colegiul Unirea. N-a existat problema asta după Revoluție niciodată. Dar înainte de admitere în clasa 9-a a fost bacalaureatul. Și trebuie spus că elevii noștri au fost tot pe primul loc pe județ din punct de vedere al promovabilității. E adevărat că e o chestie ciudată aici, am fost declarați cu promovabilitate 100%, deși un elev din cauza unei probleme personale nu s-a prezentat la ultima probă. Numai că cei neprezentați pare că nu intră în statistica asta. Asta ca să... Să vă dați mare că ați ieșit tot. Nu, ca să elimin dubiul ăla, că se știa că, cum adică 100%, când un elev nu s-a prezentat la ultima probă. Nu s-a prezentat din vari motive și a luat-o în sesiunea de toamnă. Nu știu din ce cauză nu s-a prezentat. Chestia asta, dacă vreți, confirmă faptul că acolo unde de... se face carte, examenul de bacalaureat nu e chiar o sperietoare și mai mult decât atât, acolo unde se face carte cu elevi care vor să învețe și care pot învăța. Adică nu vreau să minimalizez absolut deloc meritele colegilor noștri care predau la liceele cu procent de probabilitate mai mic, pentru că în momentul în care îți intră niște elevi de o anumită factură în școală, n-ai cum să scoți, indiferent ce ai face, elevi de altă factură după 4 ani. Ați văzut că începând cu 2015, niciun copil cu nota sub 5 nu mai poate să intre la liceu. Acum n-am înțeles foarte clar, cum este cu media asta sub 5, dacă se face media între media dintre, de la admitere și media din gimnaziu. Asta este una. Și a doua, de la evaluarea națională și media. Și tot n-am înțeles foarte exact ce se întâmplă cu cei care n-au cinci ăsta. Ce... Se duc la școli profesionale. Dar n-ar fi fost, după părerea noastră, slavă Domnule, sunteți o părere autorizată. Că ați... Când ați terminat facultatea? Acum 2-3 ani. Acum 2-3 ani. Ați văzut, ați urmărit cu sau fără voia noastră activitatea de învățământ în ani de zile. Nu era mai... corect să se dea totuși un examen de admitere în pentru clasa, cum dădeam noi, dintre a 8-a, între a 9-a, și să intre copiii care chiar sunt făcuți. Da, deci există, noi în calitate de membri ai Alianței Colegilor Centenare am fost semnatari unui
petiții în acest sens de a introduce admiterea la clasa noua. Acolo unde, evident, numărul de locuri este mai mic decât numărul candidaților. Forma de acum cu 75% evaluarea națională și 25% media din 5-8 este mai aproape de adevăr, cu condiția ca evaluarea națională să se desfășoare în condiții optime. Aici am niște rezerve asupra examenelor date în școală cu profesor supraveghetor din școala respectivă. Dați-mi voie să am niște rezerve atât timp cât rezultatele acestui examen contează, de exemplu, la clasificarea școlilor. Dar asta nu vreau să rămân pe Dumnezeu. Din punctul nostru de vedere și sistemul de până acum a fost ok. De altfel, admiterea la clasa nouă a consfințit faptul că liceul Unirea este cel mai căutat, pentru că în clasament, după ultima medie de admitere, primele 4 specializări sunt din județ, sunt de la Colegiul Unirea, ba, intrăm și într-un top 20 al colegiilor pe țară, cu ultima medie de admitere. Cu ce? Deci, care a fost ultima medie de admitere? Ultima medie de admitere a fost 9,40 și... Excelent! Da? 9,40 și... Da. La clasele a noua. La clasele a noua, da. La matin. Adică, bine, nu spune mare lucru nici această medie, pentru că există o inflație. Există o inflație de note mari și la gimnazii ca și la liceu, pentru că a apărut un soi de indulgență din partea cadrelor didactice la notare, ținând cont că media asta are importanță ulterioară. Dar oricum, faptul că cei mai buni elevi din județ ne aleg și vin la noi este o responsabilitate în plus care apasă pe colegii noștri, pentru că una este să ai cei mai buni elevi și trebuie să înveți ce să învețe și chiar trebuie să înveți, deci nu e foarte simplu. Sau cel puțin este la fel de complicat să ai elevi foarte buni ca și atunci când ai elevi mediocri, pentru a obține progres, pentru a-i face să progreseze, să-i ții motivați și așa mai departe. Da, și să-i înveți să învețe într-o atmosferă relaxantă. Asta e o chestie foarte importantă, să știți. Copilul nu vine stresat la școală, nu vine cu frică, vine de plăcere, este mare. De altfel, există o corelație între faptul că în ultimii 4 ani cei mai buni elevi au venit la Unirea și în ultimii 4 ani... Ei nu vă mai lăudați atât, că s-au dus cei mai buni, se supere colegii dumneavoastră, că și la alte licee sunt elevi foarte buni. Dar n-a zis nimeni că nu sunt Cei mai buni. Nu, acum glumesc, e foarte frumos. Nu, eu chiar vorbesc serios. Nu, vreau să spun că există o concordanță între nivelul elevilor care vin și nivelul rezultatelor de la bacalaureat și nivelul rezultatelor de la admitere în diverse instituții de învățământ. Spuneți-mi, vă rog frumos, din câte știți până acum, cam care este procentajul, cam câți elevi au intrat la facultăți foarte serioase anul acesta, după examenul de bacalaureat? Mă refer la cei de la liceul Unirea. Foarte mulți au intrat la facultăți foarte serioase și nici nu știu dacă ce înseamnă sunt, ziua de astăzi. Dacă există facultate neserioasă. Nu, există facultăți mai permisive la admitere și mai puțin permisive. Este, dar au intrat, de exemplu, aș începe cu... Avem admis la Oxford, avem anul acesta, avem admis la Cambridge. Nu mai vorbesc de... încă nu știu cât, vreo 20 și ceva de elevi admiși la studii în străinătate, dar eu de la un timp nu mai sunt așa încântat că sunt admiși elevii la studii în străinătate, pentru că există un sistem, mai ales în Marea Britanie, în care elevii își fac un împrumut, își plătesc studiile. Nu mai este același lucru ca atunci când obțineau burse de studiu integrale. Deci se plătește, a devenit și acolo un pic de comerț. În schimb, de exemplu, la Oxford și la Cambridge sunt alte chestiuni, dar, de exemplu, mi se par mult mai serioasă facultatea de medicină, unde există o concurență la noi. La noi foarte serioasă și unde au intrat foarte mulți elevi de la Unirea. Au intrat mulți elevi de la Unirea. Da. Anul ăsta a fost o concurență foarte serioasă, deci, și sper să se mențină această atâta concurență. Atâta timp cât funcționează exportul de doctori, evident că va fi o mare bătălie pe locurile de la facultatea de medicină. Da, uite că sună la dumneavoastră aici la școală. Mai și sună, Mai și sună, nu e numai...
oră de curs, mai este și este pauză. Este și pauză, da. Este și pauză. Domnule director, cât aveți de când sunteți din nou director? Cât a trecut? Din nou? Din nou director. Păi, pe 31 august, oficial, vi s-a expirat vechiul mandat, nu? Și ați început... Nu pe 31 august, nu. Dar pe cât? Pe 25 septembrie. Pe 25 septembrie. Deci am 2-3 săptămâni. Aveți 2-3 săptămâni. Și ce v-ați gândit să faceți dumneavoastră anul acesta, de exemplu? V-ați făcut un program așa de lucru? Există în fiecare an, și de fapt de când sunt director, de vreo 2008, cred, am avut câteva lucruri pe care le-am numit noi ținte strategice și pe care le-am urmărit. Și v-aș da exemplu, fără să spun nimic din cât la sută cred că am realizat. Deci în 2008 aveam ca ținte strategice creșterea imaginii liceului și a gradului de atractivitate în rândul absolvenților de clasa 4-a și a 8-a, creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat. Mai aveam ca țintă strategică diminuarea fenomenului de absenteism, mai aveam ca țintă strategică obținerea de fonduri în vederea reabilitării colegiului, mai aveam ca țintă strategică transformarea sării de festivități într-un lăcaș cu activități multiculturale și foarte bine dotată. Mai aveam ca ținte strategice realizarea muzeului, realizarea monografiei. Vă dați seama că unele au și rămas și n-au cum să nu rămână permanente, cum ar fi diminuarea fenomenului de absenteism. Este clar că este o chestie pe care am realizat-o și cu care încă mai luptăm. Asta este. Ce să-i facem. E boală generală, da? Da, deocamdată am reușit să obținem să avem o medie de absențe nemotivate pe an, pe elev, de 8, cu variații între 9 absențe motivate pe an școlar, la clasa 12, mai mici la alte clase, număr mai mic, având în vedere că regulamentul școlar prevede scăderea notei la putere la 10 absențe nemotivate, numărul ăsta de nou ar părea fi mulțumitor, dar eu cred că încă se mai poate diminua. Dar și acum ce v-ați propus? Totuși ați trecut, ați spus ce s-a făcut și s-a făcut, le-am arătat de atâtea ori și muzeul, deci, școlii și toate deci celelalte. Deci acum avem, din punctul meu de vedere și evident al oricărui alt director la Unirea, este clar că trebuie finalizat investiția la liceu și când spun finalizată investiția la liceu mă gândesc dincolo de clădire, la curte, la baza sportivă care a fost distrusă datorită unei retrocedări, eventuala reabilitare a vechii săli de sport. Spunea domnul Bacinski. Da, există un program guvernamental. E mai mare sala aia de sport decât asta, de când îmi aduc aminte, nu? Acolo este o sală care e potrivită pentru gimnastică, pentru volei. Deci nu pentru activitățile care se desfășoară în este cealaltă. Complementară acestea, da. Și prin mărime și prin natura activităților care se pot desfășura acolo. Faceți o piscină acolo, acoperită? Nu, o să fie tot o sală de sport dacă reușim să o reabilităm. Dar oricum trebuie făcută curățenie în curte, trebuie dărâmate clădirile vechi, fostele ateliere. Deci din punct de vedere investițional cam asta este. Apoi oricine ar fi director la Unirea trebuie să caute să împrospăteze în primul rând partea de calculatoare, pentru că ele îmbătrânesc foarte repede și la noi sunt și foarte folosite în cele trei laboratoare și atunci trebuie un upgrade date. Și oricine ar fi director al liceului Unirea trebuie să aibă ca țintă respectarea regulamentului de ordine interioară și, cum să vă spun eu, concordanța între dorințele elevilor și disponibilitatea noastră de a face activități extracurriculare, pentru că activitățile astea, în afara orilor, fac parte integrantă și din viața lor, și din viața școlii, și educația non-formală este cea menită să suplinească
abuzul de instrucție din timpul orelor. Atunci faci mai multă instrucție și trebuie să facem și educație. Și educație. Și să faceți slavă Domnului, când faceți Balul Bobocilor? Balul Bobocilor cred că este fixat pe 8 noiembrie. Deja se pregătesc copiii pentru Balul Bobocilor? Am văzut că au început, de-abia le-am eliberat cât de cât, de fapt ei și-au eliberat-o, cei de-a 12 și-au făcut curățenie în sala de festivități ca să... atât cât pot, ca să poată să o folosească. Aici o să faceți... Nu, nu, nu. Balul Bobocilor, întotdeauna la Casa de Cultură, la Casa de Cultură, pentru că sunt condiții mai adecvate decât aici pentru un spectacol. Și condițiile tehnice, scenă, culise și așa mai departe. Și-au găsit copiii? De fapt, ei o să umble după sponsor? După... E problema lor. E problema lor? Nu vă amestecați deloc? Nu, nu, nu. Nu. Sunteți un simplu... Până la un punct. Până la un punct. O să fiți un simplu invitat și dumneavoastră, nu? Simplu, cam da. Da. Simplu, da. Deci toți profesorii sunt invitați. Sunt invitați. În regulă este o activitate care este coordonată de doamna Angela Sârbu, consilier educativ, și care presupune foarte mult timp din partea consilierului educativ. În orice școală s-ar afla, este o muncă acestui consilier educativ, este un care presupune foarte multă dăruire și foarte mult timp de pierdut și de acordat. De pierdut e cu ghilimele, dar de stat în afara programului cu elevii. Și este o chestie nenormată, neplătită. Nu se plătește nimic? Nu. Dom'le, chestia asta cu neplătitul nu-mi place. Munca patriotică e frumoasă, dar să fie o dată pe an. Asta este. Două ori pe an, da. Și apar din ce în ce mai multe responsabilități care se duc spre sectorul acesta consilierului educativ. Da. Se va revizui probabil cândva. Dar nici munca profesorilor nu este plătită. Nu discutăm nici despre asta. Nu discutați. De ce vă e frică să discutați despre asta? Nu, mi-e frică absolut frică. Chiar am spus la un moment dat că aștept cu nerăbdare ca cei care văd că protestează foarte înfocat pentru Roșia Montană, o chestiune absolut lăudabilă dacă au și dreptate, să-i văd, pentru că sunt foarte mulți tineri, foarte mulți intelectuali care sunt acolo, foarte mulți foști elevi de-ai noștri și chiar prin străinătate îi văd că se agită și postează prin Londra. Când se face bugetul acum, dacă nu apare 6% pentru educație, care n-a apărut neam de când s-a promulgat legea educației, să-i văd că ies în stradă și atunci voi ieși și eu și... Ieșiți? Da, dacă este pentru 6% pentru educație, ies fără niciun dubiu. Ei, mai aveți de așteptat, așa că nu stați liniștit acasă. Poate, s-ar putea, nu, poate să dă drumul la căldură până atunci și o să fie ok. Stați acasă liniștit. Ce vreau să vă spun. Asta e, în afară de Balul Bobocilor, ce alte activități v-ați mai propus? Însă acest semestru, care nu mai e chiar așa de... a trecut aproape. Catedra de limba engleză pregătește deja sărbătoarea Halloween-ului. Am, din cauza condițiilor improprii pe care le aveam în sala de festivități, am amânat întâlnirea cu colegii de la Vrâncean, care trebuia să o avem tot acum. O să avem celebra serbare de Crăciun cu scop caritabil. Elevii noștri au făcut deja câteva acțiuni de voluntariat la curățenie, în parcul liceului, în clădire, la biblioteca liceului. Se organizează deja excursii de socializare cu clasele de început sau de confirmare a relațiilor sociale din clasă cu clasele mai... au profitat și de vremea bună. Se pornește pregătirea olimpiadei și aici aș vrea să vă spun un lucru în premieră absolută. Și anume că la Liceul Unirea am avut o ședință de catedră la matematică și intenționăm să pornim un centru de excelență cu elevii din oraș de la clasa a 4-a. Când spun că este o idee în premieră, de regulă școlile generale își organizează centrele lor de excelență, le numesc așa, fac cu elevii lor. Excelența asta este mai mult sau mai puțin confirmată. Experiența noastră de profesori cu oarece participări la diverse competiții și la... aș
lăsa modestia deoparte și cu rezultate foarte bune la olimpiadele de matematică, spune că pentru a obține rezultate trebuie început cât mai devreme. Ori există, pe segmentul 1-4, există o lipsă de participări și de rezultate la concursurile de matematică, pentru că celelalte județe cu rezultate la națională au o activitate foarte intensă pe acest segment. Pentru că e ca la orice competiție, cu cât pornești mai mulți, cu atât vei ajunge cu mai mulți spre vârf. Deci vom demara săptămâna aceasta, vom face anunțurile de rigoare. Da, vă rog să faceți și acum anunțul de rigoare. Ce trebuie să facă cei interesați, deci, să pentru copiilor sau copiii? Nu trebuie decât să se înscrie și să aibă disponibilitatea să vină la Liceu Unirea în fiecare sâmbătă. Cine o să lucreze cu acești copii? Deci cu acești copii o să lucreze profesorul Popoi, profesorul Pătrașcu, profesorul Noană. Deocamdată noi trei am stat de vorbă și am zis sigur și bănuiesc că vom mai găsi cel puțin un sau doi profesori care să facă acest lucru. Domnul Mohonea l-am lăsat un pic mai cu semnul întrebării, că dumnealui acum are o perioadă un pic mai dificilă, că este și, are și... are o familie mai numeroasă și n-aș vrea să-l forțăm să vină și sâmbătă la școală, dar cred că o să vină. Ceea ce facem noi se va face în regim de voluntariat, adică vom încerca să strângem în măsura în care vom fi ajutați de către învățători. Noi nu vrem să dăm peste nimeni. Deci, plătesc ceva copiii pentru aceste cursuri? Nu, nimic? Nu. Deci este gratuit totul? Absolut, totul va fi gratuit și noi vom încerca prin aceste ore să-i obișnim cu problemele atipice, cu problemele de logică, cu problemele de numărare și vom încerca să-i introducem într-un circuit al concursurilor școlare, inclusiv prin câte un test pe care îl vom da lunar. Foarte interesant și foarte frumos ce vreți să faceți. De altfel am luat legătura și cu doamna Oloiriu, care este inspectoarea de la clasele 1-4. Ne-a promis sprijinul, urmează să definitivăm modalitatea în care vom colabora, dar și cu sprijinul și fără sprijinul inspectoratului, noi vom demara această activitate. Noi sperăm cu sprijinul inspectoratului școlii. Da, deci este un anunț deja pe care vi l-a făcut domnul director, domnul profesor Cornel Noană, directorul Colegiului Național Unirea Dâmpoșani. Frumoasă și inedită. Da, principiul este, ești bun, poți fi și mai bun, cam așa. Sigur că da. Și vrea domnul Popoiu să vină sâmbătă, vrea domnul Pătrașcu să vină sâmbătă. Vă dați seama că, deci, noi am stat de vorbă și de 25 de ani tot mergem la concursuri, tot mergem la olimpiade. Dar nu mă că mergeți la concursuri, ați inventat niște concursuri. Am și inventat niște concursuri și am sesizat că în ultimul timp a scăzut, bine, o chestie absolut naturală, scade apetitul pentru olimpiade. Foarte firesc într-o societate în care nu prea te întreabă nimeni dacă ai luat vreun premiu la vreo olimpiadă când termini școala. Dar parcă n-am vrea să ne mulțumim cu chestia asta, să ne consolăm cu ideea că asta este, nu se mai poate face și cred că e și un pariu al nostru, pentru că avem aceeași vârstă toți trei, cu noi înșine, că încă putem fi la fel de entuziași ca în primii ani de activitate și cred că putem să o facem. Eu sunt sigur că o să o facem și o să fie foarte frumos și foarte și benefic pentru copiii care o să vină aici. Ia uite, chiar mă bucur foarte mult, mi-ați dat o veste foarte bună. Deci asta se întâmplă de săptămâna viitoare. Dar săptămâna asta... copiii o să dea niște teste, probabil, nu? În condițiile în care vor fi mai mulți de 30, da. Da, o să lucrați prin rotație sau... Da, prin rotație. Nu în fiecare sâmbătă aceiași profesori? Nu, cred că o să fie cam doi pe sâmbătă, deci o să vină câte o sâmbătă liberă. Cu câți copii v-ați pus în gând să lucrați? Deci noi am zis maxim 30. Acum, vedem, dacă există solicitări mai multe, nu știu, n-am luat nicio decizie. Dar o să țineți cont și de nota copilului la matematică, nu? Nota de unde? De la școala 1-4, de unde vine. Nu, 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 nu. Noi o să le dăm un test și o să încercăm. Deci dați un test și vedeți care este... Da, deci încă o dată, nu, asta nu înseamnă niciun soi de implicare asupra activității învățătorilor și nici măcar
o asumare a meritelor dacă vor obține copiii rezultate. Și mai mult decât atât, mai spun un lucru, că dacă, de exemplu, vor fi activități sâmbătă, elevii vor avea activități sâmbătă la școala lor, noi ne putem, ne-am și gândit, noi putem liniștit să facem chestia asta și duminică. Deci nu, nu avem problema asta. Adică suntem hotărâți să facem lucrul acesta. Asta. Spuneți-mi, vă felicitări, chiar că e un lucru nemaipomenit pentru copii și pentru... Spuneți-vă, concursurile pe care le făceați în fiecare an, mă refer la concursul inițiat de dumneavoastră și de domnul Popoiu, mi se pare un concurs... De Catedra de Matematică. De Catedra de Matematică. Concursul Unirea, da? Unirea, da. Care a avut prima ediție în 2001. Da, și care, uite, și care, o singură pauză a avut, mi se pare. Am avut o pauză de un an, în 2011, cred. Dar am compensat anii următori că am făcut și Unirea Junior, adică am făcut două ediții. Sperăm să facem și anul acesta și Unirea Junior și tot ca idee să coborâm nivelul la clase mai mici în detrimentul celor mai mari. Pentru că deja la clasa 11-12 lucrurile sunt clare. Sunt destul de clare, da. Revista școlii o să apară de nou? Revista școlii este revista școlii, normal revista că apară. Noastră. Revista noastră este mereu tânăra revista noastră, care deja are un an de când a făcut 100. Da. Așa trece timpul, repede. Păi cam asta, domnule director. Mă bucur mult că ați fost astăzi prezent la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Ne-ați dat vești bune. Așteptăm să se repare și curtea asta. Ce se întâmplă acolo? Ce-s gropile alea în curte? Se schimbă țevile la instalația termică. Când o să fie gata? Într-o săptămână. Și atunci o să fie cald. La și bine. Cald și bine, bine nu? E și acum, dar nu e foarte cald. Nu e foarte cald. Sunteți racordați la centrala orașului? Nu, noi suntem... Avea centrală proprie, avem, nu? Centrală proprie, da. Și am înțeles că vor să vă treacă pe centrală comună? Decizia nu ne aparține. Deci, în momentul de față, bănuiesc că nu se poate face trecerea, deci trebuie să funcționăm tot pe centrală proprie. Foarte bine, mi se pare. Când va fi gata centrala nouă, am înțeles că se poate realiza, dar nu prea știu tehnic, un punct de schimbător, un soi atunci de punct termic. Nu știu care este, nici eficiența noi centrale, nici eficiența, chiar nu știu. Oricum, felicitări. Să dea Dumnezeu să fie bine. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost prezent astăzi la noi la emisiune. Și eu vă mulțumesc. La revedere, stimați telespectatori!